Sunt din Slatina și au 46, respectiv 42 de ani. Sora mai mică, în vârstă de 42 de ani, avea probleme hepatice de mai bine de 3 decenii și se afla de mai multă vreme pe lista de așteptare pentru a beneficia de un transplant hepatic, deoarece până acum nu s-a găsit un organ compatibil pentru ea. S-a ajuns la soluția ca sora acesteia să-i doneze, practic, puțin mai mult de jumătate din ficat pentru a-i salva viața. Operația este o premieră istorică pentru Centrul de Transplant Hepatic de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Până acum aici se efectua transplant hepatic de la persoane aflate în moarte cerebrală, nu și de la donatori vii. Specialiștii ieșeni au fost ajutați de cei de la Institutul Fundeni din capitală. Mai trebuie spus că astfel de intervenții pe lângă București și Iași se mai efectuează și la Chișinău. Pacienta în vârstă de 42 de ani avea probleme hepatice încă din copilărie și se afla de mai mulți ani pe lista de așteptare. Pentru că nu s-a găsit un organ compatibil, medicii au recurs la varianta transplantului de la sora ei. Nicoleta a avut probleme de la 10 ani, a fost în comă. Am stat cu ea în spital 3 luni, de atunci am umblat în permanență prin medici și acum a venit momentul transplantului. Bolnava, o primitoare de 50 și ceva de ani, care suferea de o boală hepatică terminală, iar donatoarea fiind sora ei, intervenția chirurgicală a decurs în condiții bune, urmează o perioadă postoperatorie, să sperăm noi, fără complicații. Pentru centrul de transplant de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași a fost o premieră. Până acum s-au făcut doar transplanturi de la pacienți în moarte cerebrală. Este o operație dificilă de scoaterea unei părți din ficat, cu care se începe și operația la recipient și fragmentul de ficat luat de la donatorul în viață se implantează în noul organism. Să faci transplant hepatic living de la donator viu este suprema dificultate în chirurgia generală sau în chirurgia hepatică. Deci să știți că aici la Iași s-a făcut performanță. În România există doar centre unde se realizează transplant de ficat de la donator viu, la Fundeni și la Iași. Astfel de intervenții se mai fac și la Chișinău.